tot încoace, nene, către Reșița. Deci vreau să zic că este extraordinar de faină zona asta, bă, băiatule. Fii atent ce frumos sunt casele alea acolo. Bine că nu, nu arată cine știe ce, știi? Și-au făcut oamenii cum au putut. Dar e superbă, nene, zona asta. Faină, faină. Fii atent și șirul ăsta de apă, mi-e așa, îmi place unde e apă. Eu de asta am zis tot timpul, nene, băi, unde este apă, este aur, este viață. De ce? Pentru că atâta timp cât ai apă, să te poți zi, spăla, să bei, da, de mâncat, găsești mâncare. Dar apa e vitală, nene. Apa e cea mai importantă. Bă, ce duce mă ăsta? Are un Cedric Ritius din ăla. A, din ăsta, mă, cum îi zice? Reșița, 10 km. Nu excavator, mă. Cum îi zice, mă, la ăla? Tu, ce lapsus am, bă, băiatule. Din ăla, mă, de tăia pe sus. Stivuitor, mă, așa, frate, mersi. Bă, dar nu-mi venea. În schimb, chestia asta n-am văzut-o, sincer îți spun, în nicio țară. Atâta mizerie, atât de poluate sunt apele noastre. Ceva de nedescris. Mare păcat, mă. Băi, mare păcat, serios. Ideea știi care este? Că noi aici suntem prin întrecere, da? Mai vin alții după noi. Ideea este ce lăsăm după noi. Hai, relule, bagă-i acolo, așa, se adă butonul jos, că sigur e o Scania asta. Ia uite, încă una. Tu l-ai vetă, dar ăștia ce tot cară, mă, cu ele? Încă unul din ăsta. Mă, băiete, uite-te, mă, ce fain. Ăla în spate acolo cred că avea și stupi. Băi, de ce superbă zona asta, vorbesc foarte serios. Ia uite-te, și aici, dar case vechi, părăsite, probabil. Mamă, stai să o sun pe femeia asta, că uitasem. Stai așa. O sun și zic că în 10 minute ajung. 10, cât scrie mă acolo? 55. Acolo sunt. Mamă, ce frumos e, bă, băiete. Să rămână, în 10 minute ajung. Da, da. Da, 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 e ușa aia mare. Bine, bine, mulțumesc, să rămână. Vezi, bă, sunt unii clienți cu care colaborez, să zic așa, foarte bine. În schimb, am aici un client care e la Jupa, în satul ăsta, după pe la Caransebeș, pe aici. Ăla vinde copacul sau care e treaba? Vinde zona asta, probabil. Era un număr de telefon pe un copac. I-am sunat-o când am plecat din Timișoara și mi-a zis ceva, încearcă să mă sun când te apropii. Nu, zic, hai că încerc. Hai zic că băieții sunt pe aici, pe zonă, știi? I-am dat dedema, că nu știu strada aia cum se numește. Băi, dar mișto tare pe aici, om, mi-a plăcut pe partea asta. Uite și aici e ceva. Sau totul e la modul trecut, a fost ceva. Acum e alt ceva. Ce număr aveam ăla? Nu am fost atent. Trebuie să pun ăsta jos. Tu l-ai vetă câte curbe pe aici. Municipiul Reșița. Fărâmat, furat și amanetat. Da, păi te întreb de ce pleacă lumea din țară. Păi cum să nu pleci, bă? Sistemul de învățământ e la pământ. Sistemul de sănătate este la pământ. Sistemul de pensii este la pământ. Toate sistemele sunt la pământ, frate.
O să, știi cum o să ajungem? Cred că mai rău ca pe Etiopia. În următorii ani de zile pot să întreb care este populația României. Păi în România trăiesc doar șmecherii și fraierii. Atât. De ce? Păi sunt aia care șmenesc tot timpul sistemul, știi? Cum au făcut ăștia de la Recorder, periculoase chestiile astea pe asfalt, pentru că iese de sub mașina mea și se duce pe spatele lui ăla, pe ecran, știi? Și se sperie, mare atenție. Au făcut Recorder un reportaj legat de vămi, legat de camioane, legat de șpăgile alea incredibile. Ăsta este sistemul în care trăim și ANAF-ul vine la mine și zice: Valentin, faci YouTube, ai făcut 13 euro, trebuie să încasăm și noi 4. Luați-i pe toți. E jalnic, nene, ce se întâmplă, știi, exact ca situația aia când se duc ăștia prin piețe și găsește o bunică din asta cu 3 pătrunjei acolo și 2 smochini și îi dă 10 milioane amendă și după aia o întreabă: ce pensie ai? 300 de lei, mamă, că am lucrat la CAP să ridic țara asta, să o fure hoții. Asta e, zice, trebuie să plătești amenda. Păi poate moare dracu de inimă, te-ai gândit? Poate e bunică ta. Știi care este treaba? Toate instituțiile astea ale statului, din punctul meu de vedere, ar trebui în primul rând să aibă fiecare angajat, să aibă acces la un minim de curs de relaționare. Nu haina, nu instituția face omul. Încearcă să înțelegi că înainte de a fi polițist, jandarm sau orice, ce faci, nene, că nu mai te văd unde ești. Așa. Sub haina aia este un om. Mai întâi ești om și după aia ești instituția. Nu cumva ați bătut joc de noi în timpul circului numit pandemie, nene? Pe unde treceam prin fiecare oraș din ăsta unde intram 3-4 filtre în oraș? De unde vii? Unde te duci? Vin de la dracu să te ia și mă duc la dracu să te ia. De acolo vin și de acolo mă duc. Nenorociților, să ieși din casă cu hârtie. Păi ce e asta, mă? Ăsta e un circ. E un circ, un test planetar. Nu contest că nu a fost căcatul ăsta de COVID, frate. Nu contest. Dar prea mult circ, ați speriat oamenii, le-ați scăzut imunitatea și i-ați omorât. Presa ce a făcut? A halit bani și a dat pe sticlă și pe ziare și pe online, pe media, exact ce a trebuit să se dea, frate. Asta consider eu. Eu asta consider. E libera mea exprimare și bine că pot să o fac. Încă! Erau oameni atât de panicați, hai de Doamne ferește, cu siguranță și tu ți-aduci aminte. Și or să-l mai urmeze și altele, pentru că a funcționat o chestie și va mai funcționa și altele. Și ascultă la mine, poate că o să mă crezi nebun, e perfect așa cum mă crezi tu. Poate că într-o zi o să te uiți sus pe cer și o să vezi ceva, ceea ce nu va fi adevărat. Și ei îți vor spune că este adevărat, atunci să te întrebi: băi, adevărat? Parcă l-am auzit într-o zi pe un tâmpit că a zis ceva legat de cer. Și tot timpul trebuie să te pui în situația în care să îți adresezi întrebarea: este adevărat ce văd? Este adevărat ce spun ăștia? Oare ce este în spate? Tot timpul, la orice informație, trebuie să te întrebi: de ce? Care este scopul? Da? Tot timpul îți spune pe sticlă că trebuie să bei 2 litri de apă pe zi. E fals. Este fals. Poate că unii dintre noi au nevoie de 15 litri. Îți dai seama că e cu ghilimele. Da? Poate că unii dintre noi nu au nevoie de atât de multă apă. De ce trebuie să mă chinui să-mi bag în stomac 2 litri? De ce? Apa este vitală pentru corp, cu certitudine. Nu contest lucrul ăsta. Dar încearcă să înțelegi că sunt foarte multe lucruri care ți le dă să le halești, da? Zice: nu te duci acolo, du-te dincolo. Dar de ce, dacă eu vreau să mă duc acolo? Pentru că așa vrem noi, să te direcționăm.
Dar încearcă să te întrebi de ce se întâmplă lucrurile astea, da? De ce străzile astea nu sunt făcute mai de mult timp? De ce? Circ, nene, circ și pită. Înainte erau pe stadioane, acum ne-au dat televizorul, ne-au dat online-ul și noi ne uităm la circ și pită. Ar fi bine din când în când să mai cauți și să te mai documentezi asupra unor lucruri înainte să faci pasul, da? Chiar dacă zice toată familia, hai să bem 5 litri de apă pe zi, tu poți să nu fii de acord. De ce? Pentru că poți să nu fii de acord cu toată șleatca, da? Cu toată echipa asta minunată. Încă poți să nu fii de acord, dar o să ajungi, probabil că o să ajungi și tu, probabil că o să ajung și eu, în care dacă mai stăm în zona asta, nu o să mai putem să fim liberi, ca să zic așa. Încă avem o libertate destul de fragilă, crede-mă, există, trebuie să o simți. Plătesc taxe, o grămadă de taxe ca să circul pe căcatul ăsta de drum. Dar de ce? Dar de ce? Ai trecut pe la Reșița? Da. Și ai mers pe drumul ăla nașpa? Da. Ai un minus de 2% la următoarea factură. Păi nu? Păi de ce să-mi fac vinieta cu aceeași bancă când merg pe prostia asta de drum? De ce? Pentru că eu taxe plătesc. De ce nu mi-ai făcut drumul cum trebuie? Vreau drumuri ca în Germania. Da, vreau drumuri ca în Franța. Vreau drumuri ca în afară. Vreau să-mi faci totul ca afară, pentru că eu îți plătesc.